Bună seara tuturor, bine v-am găsit la 24 într-o oră. Se schimbă președintele în Rusia, dar puterea pare că rămâne aceeași. Aproape două treimi dintre ruși l-au votat pe Vladimir Putin pentru al treilea mandat de președinte. Care vor fi urmările? Tot în această emisiune discutăm despre relațiile dintre România și Republica Moldova după prima ședință de guvern de acum două zile, dar și despre câteva mișcări în politica românească. Partidele politice, după cum știți, se gândesc intens la alegerile locale. Doi invitați în această seară, prim vicepreședintele PDL, Teodor Baconschi, și prin telefon președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, senatorul PSD, Titus Corlățean. Bună seara amândurora, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Bună seara. Avem așadar o victorie confortabilă pentru Vladimir Putin în Rusia. Cât de serios, v-aș întreba întâi pe dumneavoastră, cât de serios vi se pare acest rezultat în condițiile în care am văzut că au fost semnalate nereguli și nimeni, cel puțin din democrațiile occidentale, nu se grăbește să-l felicite pe Vladimir Putin? E fără îndoială o victorie anunțată și de sondaje, dar și de stadiul obiectiv în care se află sistemul politic din Rusia. Nicio surpriză, deci, la noi sau în cancelariile occidentale. Și în același timp, în pofida raportului critic pe care OSCE l-a și formulat, suntem cu toții aproape siguri că rezultatul ar fi fost oricum același. Deci, poate că s-au produs nereguli punctuale în marile aglomerații, mai ales la Moscova și Sankt Petersburg, însă e limpede că următorii clasați au ajuns atât de mult în spatele lui Vladimir Putin, încât victoria lui ar fi fost garantată în orice circunstanțe. Domnule Corlățean? Într-adevăr, nu este nicio surpriză victoria consistentă a lui Vladimir Putin, să ne gândim la faptul că este un om care a ridicat Rusia într-un moment dificil după Boris Yeltsin, un moment în care sentimentul societății ruse nu era unul foarte entuziast. Două mandate de președinte, un mandat de prim-ministru în care a dovedit foarte multă autoritate, între altele, au făcut destul de previzibil această victorie. Sistemul de putere este în esență același, așa că nu este o surpriză. Ceea ce a fost poate o surpriză a fost această mișcare civică, iarăși ca și în alte situații, deșteptată, redeșteptată, nu știu dacă pot spune redeșteptată, prin modalitățile contemporane, moderne ale tehnologiei și ale comunicării, în special prin internet. Această mișcare civică de protest, de critică la adresa puterii, de critică la adresa încălcării unor norme de bază ale democrației, ale drepturilor omului și libertății presei, lucru care anterior nu a existat. Și asta face ca viitorul mandat al președintelui Putin să devină, spun eu, ceva mai interesant. Vă așteptați, domnule Baconschi, domnule Corlățean, vă așteptați să existe manifestații de protest după victoria lui Putin? Pentru că manifestațiile despre care vorbea domnul Corlățean s-au petrecut, au fost masive după alegerile legislative din de acum câteva luni, din decembrie 2011. Se va repeta scenariul în urma acestor acuzații de fraude, în urma celor pe care le spune OSCE-ul? Cred că puterea instalată la Moscova ar putea să-și permită răsfățul unor supape aparent democratice, lăsând strada să se exprime în anumite limite prestabilite. E adevărat că acest protest civic pe rețele sociale și pe internet reprezintă o premieră în viața politică a Rusiei, însă ea nu apare ca expresie a unei opoziții structurate, suficient de puternice, cu o bază socioeconomică în stare să creeze o alternativă. S-a văzut pur și simplu din lista celor care au participat la alegerile prezidențiale că tabloul de fond rămâne neschimbat. E același din ultimii 20 de ani în care avem mainstream-ul naționalist bazat pe mândria de a fi rus și pe ideea Marii Rusii. Avem nostalgicii vechiului regim sovietic, comunismul Zhuganov, și un curent liberal care își arogă
să spunem așa, legitimitate din partea societății civile, dar care reprezintă, de fapt, ultimii oligarhi în libertate, cei care au suficientă putere economică pentru a se opune formal sistemului creat de Vladimir Putin. Domnule Corlățean, dar au existat totuși unii candidați care nu au întrunit semnăturile, cele 2 milioane de semnături de care era nevoie, și acești candidați erau mai liberale, așa cum spune și domnul Baconski. Să înțelegem că puterea i-a lăsat să candideze numai pe cei care au fost agreați? Da, putem înțelege și asta. În sistemul rus putem înțelege foarte multe lucruri. Faptul că Vladimir Putin n-a avut practic contracandidat spune foarte mult despre sistemul de putere, care continuă să funcționeze în linii mari pe aceiași parametri pe care îi cunoaștem nu doar sub Federația Rusă, ci de-a lungul istoriei, pentru că complexul politico-militar rămâne în esență cam același. Faptul că Putin nu a avut un contracandidat puternic spune, pe de altă parte, mult despre slăbiciunile democrației ruse, pentru că dacă am dorit să facem o comparație onestă și corectă cu sistemul occidental, din care și România face parte. În astfel de competiții electorale importante la nivel de președinte, în general, în sistemul occidental există cel puțin 2, dacă nu mai mulți, contracandidați puternici. Nu este cazul deocamdată în Federația Rusă, chiar dacă Putin, atenție, nu se mai situează la cotele de popularitate de altă dată. Faptul că există aceste breșe, până la urmă, reprezintă, a spune, un semnal pozitiv pentru niște procese democratice care sunt necesare și sunt așteptate în Occident. Pentru că una este să discuți cu o Rusie mai democratică, în care există competiție electorală reală și există și alternanță la putere, și alta este să discuți cu o Rusie monolit, în care puterea practic nu face decât să schimbe locurile în jurul aceleiași mese. Ori cred că chiar în interesul societății ruse, care se dorește pe deplin europeană, un partener strategic al Uniunii Europene, care să aibă un alt gen de relaționare cu Marea Neagră, cu Statele Unite și cu China, cred că la un moment dat acest tip de semnale care apar, iată, din societate, s-ar putea să înceapă să fie tratate mai serios, poate chiar mai mult decât acele supape la care făcea referire domnul Baconski și care, într-adevăr, au fost și sunt folosite și în sistemul de putere. Nu se poate chiar mai mult decât atât, pentru că societatea rusă și generațiile astea noi sunt și ele poate diferite de sistemul de educație și modul în care au fost educați cei din generațiile anterioare. Deci, va fi un mandat extrem de interesant cel care se anunță, cel de-al treilea al președintelui Putin, și actorii internaționali s-ar putea de această dată, fără să determine, că nu au cum să determine evoluțiile interne din Rusia, s-ar putea să poată influența într-un anumit sens, dacă nu major, cel puțin anumite lucruri care contează într-o relație mai democratică. Vedeam și reacția, și vă voi întreba imediat la ce v-ați referit, dar vedeam și reacția presiei internaționale din această dimineață, care nu e foarte blândă cu Vladimir Putin. The Guardian spunea, de exemplu, că Vladimir Putin a devenit un breșnevist pe viață. Le Figaro spune că ușurința victoriei nu ascunde slăbiciunea lui Putin sau slăbirea lui Putin. Die Welt în Germania spune că alegerile ar putea marca în mod paradoxal începutul sfârșitului sistemului Putin, deoarece Rusia are în prezent ceea ce nu a avut niciodată, și anume o clasă de mijloc care vrea să fie luată în serios. Și mai citeam și în Washington Post o chestie azi dimineață, și anume că Putin ar putea să nu-și ducă la capăt mandatul. Cei 6 ani ar putea să fie mai puțin, tocmai din cauza, pentru că supapele știi când le deschizi, la fel ca tubul de pasă de dinți, pasta de dinți care iese din tub, știi când iese, e foarte greu să o bagi înapoi. Ai deschis supapele, cum le mai închizi? Cred că există într-adevăr o clasă de mijloc în formare și în Federația Rusă, dar există în același timp un complex al cetății asediate, un apetit pentru discursul naționalist care e menit să flateze identitatea rusă, și o anumită inerție a societății în jurul ideii că Rusia este un gigant solitar, pândit de vecini periculoși sau de agresori potențiali în fața cărora trebuie să se
apere cum se cuvine. Pe mine m-a surprins succesul facil al acestei retorici politice, de pildă retorica anti-americană pe chestiunea construirii scutului antirachetă în Europa. Evident că o lectură de bună credință geopolitică și cu toate analizele de risc ar fi putut calma jocul și ar fi putut duce mai ușor la o antantă strategică între Moscova și Washington sau între Moscova și NATO. Însă se pare că rușii au, pe de o parte, conștiința apartenenței lor culturale la blocul european, la tradițiile noastre comune, și, pe de altă parte, amintirea negativă a trecutului legat de agresiunea nazistă, bună oară, sau de cea, să nu mai pomenim, de cea napoleoniană. Însă e cert că orgoliul Rusiei care se ridică din genunchi după era Yeltsin, își reclădește identitatea națională, inclusiv prin componenta ortodoxă și panslavistă. E bine, această rețetă a funcționat pentru că, în definitiv, popularitatea încă reală a lui Vladimir Putin se sprijină în mare măsură pe războaiele pe care le-a purtat în Cecenia, în Georgia sau în alte locuri ale Imperiului. Vorbim imediat și despre cum va fi politica externă a lui Vladimir Putin, pentru că asta cu siguranță ne interesează în mod direct. Să vedem ce s-a întâmplat ieri după anunțarea rezultatelor parțiale. Ei bine, Vladimir Putin a plâns ieri seară, chiar dacă Moscova nu crede în lacrimi, dar nu de emoție, ci din cauza vântului. Este explicația oficială a lacrimilor pe care le-a văzut o lume întreagă în ochii președintelui Federației Ruse, reales, după cum spuneam, pentru a treia oară. La finalul unei zile pline, Vladimir Putin și președintele în exercițiu, Dmitri Medvedev, și-au făcut apariția pe scena din piața centrală din Moscova, unde îi așteptau 100.000 de susținători. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! După ce le-a mulțumit celor peste 100.000 de suporteri, premierul rus a recitat câteva versuri scrise de Serghei Esenin. Новки хотел бы вспомнить и Есенина. Если скажет Рать святая, брось ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Спасибо вам большое. Putin a venit la urne împreună cu soția sa, Ludmila, la o oră după ce a votat președintele în exercițiu, Dmitri Medvedev. 180.000 de camere de luat vedere au monitorizat scrutinul, însă asta nu a împiedicat tentativele de fraudă. O dovedește o înregistrare dintr-o secție din Daghestan, unde câțiva alegători au introdus în urne o stivă de buletine de vot. Opoziția susține că fraudele au fost și mai multe și mai grave. То, что произошло, не является выборами. Это сегодня шла речь исключительно о процедуре подсчета голосов. Он мог пойти на то, что провести ее честно и перейти во второй тур, тем самым дать немножко больше легитимности. Numeroși alegători au fost duși cu autobuzul de la o secție la alta pentru a vota de mai multe ori, susțin reprezentanții opoziției. Observatorii internaționali spun însă că nu au constatat nereguli semnificative și că alegerile din Rusia s-au derulat conform standardelor internaționale. Teodor Baconschi, invitat în studio, Titus Corlățean, prin telefon alături de noi. Domnule Corlățean, la ce să ne așteptăm din partea Rusiei lui Putin, cel de-al treilea mandat, pe plan extern? La ce retorică și la ce acțiune față de Statele Unite și față de Europa? Dacă îmi permiteți, am să reiau puțin și am să vă dau imediat răspuns. Am să reiau un pic câteva elemente care, iată, sunt foarte bine reflectate de stilul de campanie electorală pe care Putin și echipa sa l-au promovat cu succes, după cum se vede. Faptul că și am fost foarte atent la mesajul adresat mulțimii după anunțarea rezultatelor alegerilor, faptul că a reușit o suprapunere a persoanei sale, a individului
cu națiunea mamă rusă, cu Rusia, spune foarte mult de modul în care sistemul rus și societatea rusă sunt construite încă în clipa de față. Acea retorică anti-americană, anti-NATO din campania electorală nu a fost întâmplătoare. Acea retorică care a spus vom crește cheltuielile, bugetul pentru apărare, pentru armată, o replica noastră necesară la acest scut antirachetă care riscă și pune în pericol națiunea rusă. Și alte lucruri de acest gen, iată, au dat rezultate. Însă, și revenind la întrebarea dumneavoastră, acest lucru a fost în campanie electorală și toată lumea, cred, se aștepta la tipul ăsta de retorică. Pe de altă parte, n-ar trebui să ignorăm, pe baza unor analize care s-au făcut și se fac, faptul că Federația Rusă trebuie privită nu doar într-un sens unic, așa cum unor avem tentația să o facem, ca exportator de materii prime consistente și noi ceilalți dependenți de Federația Rusă, pentru că în același timp Rusia este dependentă de ceilalți parteneri occidentali, de piața Uniunii Europene, de relațiile economice cu Statele Unite. În același timp, Rusia este dependentă și doritoare și de investiții și de tehnologie modernă, lucruri pe care nu le deține. Și să nu mai uităm un lucru. Rusia este într-o pantă descendentă din punct de vedere demografic și este o pantă descendentă foarte serioasă. Deci asta înseamnă că Rusia trebuie să se deschidă, asta spuneți? Rusia trebuie să deschidă. Rusia, pe termen mediu, riscă să-și piardă din capacitate în mod obiectiv de a fi un actor cu adevărat mare la nivelul relațiilor internaționale. Trăiește într-o lume interdependentă în care are nevoie de o relaționare de alt tip cu sistemul occidental, care este adevărat trece astăzi printr-o criză economică, dar care are resursele să se restabilească și care până una alta a fost singurul model de succes în evoluția istorică. Altfel spus, politica externă a lui Vladimir Putin, terțiul non datur, a treia cale nu există. Fie Putin va merge în continuare în aceeași direcție în care merge și acum, dar s-ar putea să constate că vor fi dificultăți mai serioase de acum înainte, fie se va dori o remodelare graduală, nu spectaculoasă, nu mâine, nu poimine, dar o remodelare a relației cu Occidentul, chiar și pentru simplu fapt că, în mod obiectiv, pe termen mediu și lung, Rusia are mare nevoie de Occident. Domnule Baconschi, împărtășiți această opinie? Adică ori va strânge șurubul, ori va trebui să se deschidă? Cred că analiza domnului Corlățean e corectă. Într-adevăr, cui își poate vinde la un preț mai bun Rusia resursele naturale? De unde poate prelua tehnologie și în ce măsură triunghiul de la Shanghai reprezintă o alternativă viabilă pe termen lung la o alianță rațională cu lumea euroatlantică? Mai cu seamă că Rusia, sigur, se stăpânește cel mai întins teritoriu pentru un singur stat, 11 fuse orare, însă are o identitate culturală marcată, europeană, în definitiv Tolstoi sau chiar Serghei Esenin, citat de curând de însuși domnul Putin, nu erau scriitori mongoli. Cred că sufletul profund al Rusiei se va cere și o cale rusească spre democrație și în același timp o cale rusească spre stabilitate. Ce ar trebui, domnule Corlățean, ce ar trebui să facă România în relația cu Rusia? Vedeam o declarație a premierului Mihai Răzvan Ungureanu cu o zi înainte de alegerile din Rusia, în care spunea că așa România își propune un dialog mai intens cu Rusia pentru clarificarea și rezolvarea unor probleme aflate încă în suspensie, cu intenția de a avea un parteneriat, în primul rând, economic cu statul rus. De unde ar putea să înceapă acest dialog? Exact asta ar trebui să facă, să stimuleze sau să fie promotorul unui dialog mai activ pentru a genera o relație politică cu adevărat funcțională. Și aici n-ar trebui să ne ascundem după degete. Asta pe de o parte. Pe de altă, și în general, acest tip de dialog politic se face la nivelul corespunzător. Mai ales când ai de-a face cu un astfel de sistem de putere, bineînțeles, canalele intermediare sunt extrem de utile. Adică la ce vă referiți când spuneți nivel corespunzător? Nivelul corespunzător politic este la nivel de șef de stat și de prim-ministru în primul rând.
Ăsta este sistemul, așa se iau deciziile la Moscova. Celelalte modalități sunt utile, fie politic intermediare, fie tehnice, pot ajuta, dar dialogul politic la cel mai înalt nivel este esențial într-o astfel de chestiune. Pe de altă parte, și asta cred că ar fi al doilea aspect, să nu uităm că facem parte din două familii puternice, europeană și euroatlantică. România trebuie să fie mai activă în interiorul acestor familii și când spun asta, mă refer cu titlul de exemplu, pentru că familiile astea europeană, euroatlantică au totuși la bază un sistem de valori și de principii care n-ar trebui să fie negociabile. Și o să o spun foarte clar. Atunci când dialoghez cu Rusia, având tot interesul și toată deschiderea pentru un parteneriat politic, economic, strategic și mă refer la Uniunea Europeană, nu poți ignora sau nu poți trece în plan secund principii fundamentale pe care noi vrem să fie respectate, dorim să le respectăm, dar dorim ca și cei cu care discutăm să le respecte. Ori în clipa în care noi ar trebui să spunem rușilor foarte clar, bun, discutăm despre libertatea de circulație, despre eliminarea vizelor pentru cetățenii ruși, vă interesează foarte mult. Dar în același timp nu uitați că există niște principii precum respectarea integrității teritoriale și a suveranității statelor. Ar trebui să știți că pentru noi, Uniunea Europeană, aceste lucruri contează și contează modul în care tratați voi, Federația Rusă, parteneri ai Uniunii Europene, așa cum sunt Republica Moldova și Georgia. Ori astfel de chestiuni, în opinia mea, nu se discută cu adevărat serios la nivelul Bruxellesului și Uniunii Europene atunci când există dialogul cu Federația Rusă. Trebuie să fie mai bine încadrate principiile de discuție cu Federația Rusă, pentru că, încă o dată, există și interese foarte solide ale Federației Ruse, iar acestea nu pot fi servite de fiecare dată, ar spune, foarte rapid sau uneori necondiționat. Care sunt interesele Federației Ruse în România? Domnule Baconschi, vedem că schimburile comerciale sunt dezechilibrate, importăm mult mai mult decât exportăm. Sigur că agenda scadentă de care pomenea premierul Ungureanu are trei dimensiuni. Dependența noastră parțială sub raport energetic de resursele rusești, chestiunile legate de securitate națională și totodată raportul nostru nuanțat cu Republica Moldova, fiecare văzând Republica Moldova dintr-o perspectivă aparent ireconciliabilă. Dar, dincolo de aceasta, cred că Federația Rusă, chiar sub autoritatea lui Vladimir Putin și până de curând la președintelui Medvedev, a demonstrat că se poate împăca cu foști sateliți sau rivali istorici, precum Polonia. Există deci spațiu de manevră astfel încât și parteneriatul estic să fie până la urmă un instrument de vecinătate acceptat la Moscova. Ce spunea și domnul senator Corlățean este odată în plus corect apropo de nevoia noastră de a juca mai activ în plan regional și totodată trebuie să vă spun din experiențe recente că există o așteptare la Paris, la Berlin, la Roma, în alte mari capitale, ca România să aibă o relație normală cu Rusia. Și atunci de ce nu se împacă și cu România? Bine, folosim a împăca cu toate conotațiile lui, pentru că totuși retorica antiromânească în ultimele luni la Moscova a fost mult mai puternică decât cea antipoloneză. Unde e problema? Cred că avem nevoie de un declic la vârf, odată în plus, un dialog între președinți. De ce n-a avut loc? Care să... E o chestiune de tipul oul sau găina. Am intrat în cercul vicios al unei indiferențe reciproc afișate, așteptând ca celălalt să facă primul pas și înmulțind totodată portofoliul de acuze, mai mult sau mai puțin isterice sau istorice, la adresa unui partener lipsit de credibilitate și așa mai departe. Cred că e nevoie de maturitate diplomatică, politică, pentru că, într-adevăr, chestiunea securității naționale este, din punctul nostru de vedere, rezolvată prin articolul 5 al Tratatului de la Washington și, între altele, prin evoluția recentă legată de instalarea elementelor de scut antirachetă pe teritoriul României. Chestiunea dependenței energetice este și anunțată, pentru că România promovează Agri și Nabucco ca alternative. Desigur, Rusia încearcă să blocheze aceste trasee energetice de rezervă prin proiectul South Stream.
În același timp, însă, iată, descoperim probabil resurse noi de gaz în Marea Neagră. Da, am văzut că astăzi a fost președintele Traian Băsescu, a fost pe platforma Exxon din Marea Neagră și a spus că România ar putea să devină independentă din punct de vedere energetic și atunci te întreb, mai e nevoie de Agri, de Nabucco? Vor renunța la aceste proiecte? Nu cred că e bine să renunțăm la ele, cu atât mai mult cu cât punerea lor în practică a suscitat deja suficiente dificultăți, dar vreau să spun, securitatea națională e în regulă, suntem în NATO, avem scutul. Energetic depindem parțial de resursa rusească, dar ne-am putea constitui din Asia Centrală niște alternative fezabile pe termen mediu. Rămâne chestiunea Republicii Moldova, unde noi avem o abordare nouă, pro-europeană, activă și unde nu ne mai punem în niciun caz problema unei agende ascunse, anexioniste, fapt care a fost evident salutat și de partenerii noștri europeni. Vom vorbi și despre Republica Moldova. Foarte pe scurt, domnule Titus Corlățean, sunteți, care este opinia dumneavoastră? Deblocarea dialogului între Moscova și București ține de dialogul la cel mai înalt nivel? Asta spuneți. În primul rând, suntem îndeajuns de maturi să nu avem nevoie ca stat de intermediari. O spun foarte, foarte direct. Altfel spus, mingea se află la București și la Moscova și, așa cum am menționat mai devreme, și asta este opinia mea, astfel de clicuri, ca să preiau această formulă, se realizează în mod normal sus la cel mai înalt nivel politic. Să vorbim puțin acum despre ce se întâmplă, ați vorbit amândoi despre Republica Moldova, a fost o ședință comună de guvern, o atmosferă de prietenie, evident, între România și Republica Moldova la finalul acestei ședințe de guvern comune, de sâmbătă, de la Iași. Cei doi premieri români și moldoveni au semnat mai multe documente care parafează colaborarea dintre cele două state, atmosfera care nu era la fel de liniștită în rândul protestatarilor din fața Universității Alexandru Ioan Cuza. Membrii guvernului au fost huiduiți atunci când au ieșit din conferința de după ședința comună. Agenții SPP au oprit un tramvai chiar în dreptul mulțimii de protestatari pentru ca oficialii să aibă timp să intre în mașini fără probleme. Singurul care a stat de vorbă cu oamenii a fost ministrul Cătălin Predoiu. Trebuie să dați o șansă acestui guvern. E un guvern nou. Guvernul ăsta nu mai merită să stea la guvernare. În ceea ce privește natura revendicărilor, sunt și lucruri pe care guvernele nu le pot face. În cadrul conferinței, Ungureanu a vorbit și despre scandalul cetățeniilor. Este o dovadă a faptului că instituțiile statului funcționează foarte bine. Ceea ce nu poate controla însă o instituție a statului este lăcomia unora dintre funcționarii publici. Mihai Răzvan Ungureanu și Vlad Filat au semnat ceea ce premierul nostru numește cel mai responsabil program bilateral pe care îl avem cu vreunul dintre statele lumii. Mă bucur că partenerul direct pe care îl am în calitatea de astăzi este domnul prim-ministru Filat, de care mă leagă și detalii biografice comune, cum ar fi faptul că am absolvit oarecum în același timp această universitate. Că la distanță de 20 de ani simt aceeași energie pe care am simțit-o când eram student în aceste locuri. Și în timpul ședinței comune de guvern au fost proteste. Aproximativ 20 de membri ai Noii Drepte au strigat lozinci pro Basarabia. Trăiască și înfurească Moldova, Ardealul și țara românească! Nu am venit să protestăm, am venit să amintim românilor că trebuia să avem o Românie mare. Și pentru asta milităm pur și simplu. Așteptăm reîntregirea nației. Îi solidarizăm cu frații noștri peste Prut, care acum fac un meeting la Bălți. Suntem pentru unirea cu Basarabia. Lângă cei 20 de membri ai grupării Noua Dreaptă, câțiva manifestanți strigau lozinci antiputere. Protestatarii au strigat și lozinci împotriva administrației locale din Iași.
înainte de a continua discuția despre situația, despre relația dintre România și Republica Moldova, vă amintesc acest fapt divers tragic care a avut loc în această seară. 8 persoane au fost împușcate la un salon de coafură din zona restaurantului Perla din capitală. 2 femei au decedat. Agresorul este un angajat al Ministerului Afacerilor Interne și în dreapta ecranului aveți ultimele evoluții și ultimele știri despre ceea ce s-a întâmplat acolo și ancheta parchetului. Invitați în dialogul din această seară sunt domnul Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, și domnul Todor Baconschi, prim vicepreședinte al PDL, fost ministru de Externe. Discutăm despre Moldova. A fost prima ședință de guvern comună. Lucrul care mi-a atras mie cel mai mult atenție a fost faptul că se va face, în sfârșit, se va face, asta e întrebarea, o linie de cale ferată cu un ecartament european între Ungheni și Chișinău. Când se va face asta? În primul rând, trebuie să salutăm ca un eveniment și o premieră istorică această reuniune comună a celor două cabinete. Ea a fost pregătită de anul trecut, ar fi trebuit să aibă loc poate încă din toamna lui 2011. La București am considerat atunci că, întrucât nu și-au ales președintele și problema aceasta constituțională, instituțională persistă, e mai bine să temporizăm un pic, însă iată că problema n-a fost nici astăzi rezolvată. În schimb, agenda bilaterală foarte consistentă trebuia reflectată în acest eveniment simbolic și sunt convins că și interconectarea Republicii Moldova la sistemul energetic european se va face în curând, e vorba de câteva zeci de kilometri doar de traseu, de conductă, de electricitate, gaz. Firmele românești sunt mult mai prezente în ultimii 2-3 ani pe piața din Republica Moldova. Instituțional am avansat considerabil în măsura în care avem un institut cultural român, Mihai Eminescu, la Chișinău și 2 noi consulate generale, la Cahul și Bălți. Asta a apropiat societatea din Republica Moldova de România și implicit de Uniunea Europeană și cred că starea de spirit în țara vecină este mult mai pozitivă, mai constructivă, pentru că România a jucat onest. A fost un broker în relația dintre Chișinău și Bruxelles. Vă reamintesc și faptul că am organizat împreună cu Franța 5 întâlniri ale grupului de prieteni ai Republicii Moldova, care au stimulat și reformele de acolo și totodată au menținut tonusul în Alianța pentru Integrare Europeană. Înainte de a trece la lucrurile care merg mai puțin bine, să îl întreb și pe domnul Titus Corlățean. Știu că și la nivel parlamentar aveți o colaborare cu Alianța pentru cu Parlamentul din Republica Moldova și cu Alianța pentru Integrare Europeană, care conduce în clipa de față la Chișinău. Da, este adevărat. Mă gândeam că cred că acum un an și jumătate, președinții celor două parlamente au semnat un acord de cooperare, de parteneriat între cele două parlamente cu un obiectiv foarte clar de sprijinire a eforturilor Republicii Moldova, inclusiv prin ceea ce face Parlamentul de la Chișinău pentru o viitoare aderare la Uniunea Europeană. Și acest acord prevedea înființarea unei comisii parlamentare comune pentru integrarea europeană, ideea fiind extrem de simplă până la urmă, să putem oferi experiența noastră, expertiza, dacă doriți, parlamentară românească, pe care noi am dobândit-o în procesul de aderare, în perioada negocierilor, în perioada adoptării legislației conforme, similare cu normele europene, să putem transfera această experiență colegilor moldoveni, pentru că, până la urmă, cele două lucruri se îmbină, acțiunea pe dimensiunea guvernamentală, aceste programe și proiecte care necesită finanțare și care trebuie să fie implementate, cu construcția legislativă, instituțională, democratică, acest fundament pe care poți să ridici un proiect european, așa cum a fost ridicat în statele centrale europene foste comuniste, același lucru este valabil și în Republica Moldova. Am reușit cu destule dificultăți, din păcate, unele de natură internă, să punem în sfârșit pe calea cea dreaptă constituirea și, practic, prima reuniune a acestei comisii, care urma să aibă loc
pe 20 martie la Chișinău, cu o agendă bine structurată și sperăm să ne apucăm de treabă foarte serios, pentru că, într-adevăr, putem să-i ajutăm pe colegii moldoveni foarte mult, cu atât mai mult cu cât legislația românească, cea tradusă, acea 100.000 de pagini de legislație acquis comunitar tradusă și implementată până la 1 ianuarie 2007, dar și ce a urmat, această legislație este în limba română, este disponibilă direct, gratuit, nu necesită acele eforturi pe care noi l-am făcut la acel moment, costuri foarte serioase, timp pentru a traduce și a implementa. Deci sunt mecanisme obiective, altele subiective și dorim să ne implicăm la nivelul Parlamentului pentru a sprijini acest proces pe care dorim să-l sprijinim în sensul de a fi accelerat de construcție democratică și similară cu sistemul normativ european în Republica Moldova. Este ireversibil, și vă întreb pe amândoi și vă rog să-mi răspundeți destul de scurt, este ireversibil acest proces de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau poate nu, poate și alegerile din Rusia sau rezultatul alegerilor din Rusia pot pune acest proces sub semnul întrebării, pentru că încă o dată Republica Moldova este țara din lume, cred, care stă de cea mai multă vreme fără un președinte. Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva. În istoria europeană nu mi-amintesc. Deocamdată Republica Moldova are o agendă europeană și o coaliție pro-europeană la putere. Pe agenda europeană figurează dialogul pentru liberalizarea vizelor, dialogul pentru aplicarea unui tratat de liber schimb cuprinzător și aprofundat și un acord de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. În măsura în care Alianța pentru Integrare Europeană reușește să finalizeze toate aceste ținte, să le atingă, legătura deja juridică și practică, de ordin comercial, dar și politică, dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, ar fi suficient de solidă pentru a nu ne mai pune întrebări cu privire la vocația europeană a Republicii Moldova. Însă există accidente de parcurs, există reculuri, există momente moarte în această dinamică și de aceea cred că fără să-și permită vreo interferență în viața internă a Republicii Moldova, România, ca facilitator al relației Chișinău-Bruxelles, trebuie să joace și în următorul interval un rol foarte activ, un rol asumat, recunoscut și de cealaltă parte a Prutului ca necesar, și care are totodată menirea de a accelera un pic schimbările de mentalitate din sânul societății. Cum vedeți acest lucru, domnule Corlățean? Ar fi realmente mai multe de spus, dar să nu uităm două lucruri. În primul rând, Republica Moldova se situează într-un spațiu geografic, politic, geostrategic, care resimte încă influența puternică a fostului Imperiu Sovietic și respectiva influenței ruse. Altfel spus, procesele acolo sunt mult mai complexe și poate iau mai mult timp decât ar fi cazul ceva mai la vest. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru. În clipa de față, astăzi, nu există alternativă la Alianța pentru Integrare Europeană pentru o direcție europeană și pentru o viitoare integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Oriceea ce se întâmplă astăzi în societatea moldovenească, dincolo de nemulțumirile firești ale populației, pentru viața dificilă, pentru prestația clasei politice a unora sau altora, se întâmplă niște lucruri mult mai profunde și, în primul rând, se întâmplă niște schimbări de generații. Niște oameni mai tineri, educați la alt sistem de valori, la alte școli în vest, inclusiv în România, oameni care apreciază dinamismul, apreciază valorile mai liberale, apreciază libertatea de circulație, de libertatea de a se exprima. Lucrurile astea sunt atât de profunde, poate unor mai puțin vizibile, dar cu siguranță dau deja un anumit sens, pentru că generațiile mai în vârstă, cu tot respectul, își termină rolul pe care l-au avut în societatea moldovenească, inclusiv la nivel de elită, între ghilimele elită de cele mai multe ori. Cei care vin acum sunt orientați tot mai clar spre un sistem de valori de tip democratic, mai liberal. E clar că este un sistem de valori de tip occidental. Ori aceste transformări profunde fac ca direcția pe care Republica Moldova o adoptă spre Uniunea Europeană să fie o direcție naturală care va fi totuși dificil de combătut prin mijloace politice. Deci sunteți optimist?
Sunt rațional optimist, aș spune. Rațional optimist. Să ieșim puțin din Republica Moldova, să trecem în partea cealaltă a frontierei României, pentru că România și Serbia au semnat la Bruxelles acum câteva zile un acord care garantează drepturile minorității românești din Valea Timocului. O victorie obținută de București, care pusese această condiție pentru a da cale liberă candidaturii Serbiei la Uniunea Europeană. Să vedem dacă nu a fost însă o victorie la Pirus, dar asta vom vedea în minutele următoare. Forul comunitar a luat o decizie istorică pentru acest stat la 13 ani de la războiul din Kosovo. Protocolul privind statutul minorităților din România și Serbia a fost parafat la Bruxelles după ce partea română a solicitat în reuniunea de marți a Consiliului Afacerilor Generale semnarea cât mai rapidă a unui astfel de document. Belgradul se angajează să protejeze identitatea lingvistică, religioasă și etnică a minorității române, cu precăderea celor din Valea Timocului. Protocolul reprezintă o variantă armonizată a concluziilor Comisiei Interguvernamentale Româno-Sârbe din decembrie 2011. Vlahii din Valea Timocului spun că, în prezent, li se refuză dreptul de a se numi români. Ei speră că odată cu semnarea documentului situația lor se va îmbunătăți. Javnost bi trebalo malo podobnije da se upozna sa veoma teškim položajem vlaške nacionalne manjine. To je zajednica koja još nema mogućnost učenja svog maternjeg jezika u školama, nema medija na svom maternjem jeziku, nema bogosluženja u crkvi. Kada govorimo o kulturi i tradiciji, ona se svela na susedi sela i na po neki festival koji se organizuje u istočnoj Srbiji. Dolazi jedan sveštenik iz Rumunije. Ima ga i Serbia ar urma să fie monitorizată pe tot parcursul anului cu privire la respectarea drepturilor minorităților. Până acum era o problemă, o gâlceavă, dacă vreți, între Belgrad și București, pe soarta a 40.000 de oameni din Serbia. Acum este o chestiune internaționalizată, Comisia Europeană și OSCE vor face monitorizări pe asta. Deocamdată, autoritățile de la Belgrad fac pași mici pentru ameliorarea situației. La inițiativa Ministerului Sârb al Culturii, televiziunea regională BOR TV, care emite în estul Serbiei, a anunțat că va introduce subtitrări în română pentru unele dintre emisiunile sale. În 2002, în Serbia erau oficial 40.000 de vlahi. Datele neoficiale arată că, în prezent, numărul lor a ajuns la aproape 65.000. Discutăm puțin despre relația dintre România și Serbia în contextul apropierii acestui stat de Uniunea Europeană. A existat un fel de unanimitate în România în privința fondului problemei, adică atât opoziția cât și puterea, din câte am văzut, sunt de acord că trebuia rezolvată această chestiune. Ceea ce a stârnit însă controverse a fost însă forma, felul în care România a pus această chestiune pe masă. Am văzut însă un fel de unanimitate de critici în presa internațională la gestul României. Citeam în The Economist o declarație a unui diplomat care vorbea despre un naționalism demn de secolul XIX. În Danemarca, Politică, în care este un ziar serios, afirma că supărarea României a venit din senin. Vor rămâne sechele relația dintre România și Uniunea Europeană, în primul rând, după acest episod? Domnule Niculescu, în 2012 România e mult mai puțin naționalistă decât multe state occidentale, vest-europene, unde partide de extremă dreaptă sunt stâlpul pe care se sprijină diferite guverne. Cred că am depășit perioada în care ni se dădeau lecții de această natură. Noi am fost un susținător constant al extinderii Uniunii Europene către Balcanii Occidentali. Am sprijinit Croația, continuăm să sprijinim Serbia. Însă apăruse totuși o problemă bilaterală nerezolvată, pentru că și în vizitele pe care le-am făcut eu la Belgrad, am fost chiar cu Vuk Jeremić cu un elicopter în Valea Timocului, am repetat acest semnal, interesul Bucureștiului, pentru ca standardele elementare de protecție a drepturilor minorităților să fie aplicate și în Serbia, cu atât mai mult cu cât Belgradul râvnea la obținerea acestui statut de candidat la UE. Germania a temporizat acordarea acestui statut, probabil din rațiuni diferite, până la sfârșitul anului trecut. La recentul Consiliu European... Dar de Germania se știa. De Germania se știa. Era o acțiune pe care și-o motivase în mai multe rânduri. Însă, problema cu România a fost că problema a părut că a venit din senin. Nu a venit din senin, a venit dintr-o iritare punctuală a României în raport cu credința prietenilor noștri din Serbia că revendicările noastre legate de vlah sunt pasabile, pot fi temporizate, pot fi
ignorate, pur și simplu, în ciuda faptului că ele reprezintă un element în politica noastră de raportare la drepturile românilor din vecinătate sau din diaspora. Și cred că asta nu va strica nici relațiile României cu Uniunea Europeană și cu marile cancelarii occidentale și nici, cu atât mai puțin, relația bilaterală dintre România și Serbia. Domnule Corlățean, sunteți din opoziție, ați fost surprins, ați fost deranjat de forma în care România, pe care a ales-o România? De forma pe care a ales-o România, aș spune că da, și am și spus-o într-o declarație publică și am să mă explic imediat, înainte însă de acest lucru. Aș vrea să fac două scurte comentarii. În primul rând, era extrem de important pe fond ca Serbia să primească la acest moment statutul de candidat pentru viitoarea aderare la Uniunea Europeană. Este și un interes profund al României, apropiat fiind statul nostru de zona balcanică, și conduita și poziția noastră au fost constantă de-a lungul anilor și sprijinul pentru Serbia de asemenea constant. Comentariul numărul 2. Aderarea oricărui stat și statutul de candidat, așa cum a fost cazul și al Poloniei, Cehiei, României, trebuie să se facă respectând niște criterii. Criteriile sunt obiective și valabile pentru toți, ori din acest punct de vedere, criteriile politice de la Copenhaga, care includ și protecția minorităților naționale, cu specială privire asupra situației minorității românești, care, îmi permite să fac și o corectură, nu se referă la 40.000 de români din Serbia, se referă la vreo 30-40.000 Voivodina și alți 300.000 în Valea Timocului, chiar dacă ei sunt denumiți lahi. Ori respectarea criteriilor politice de aderare înseamnă protecția minorităților naționale, înseamnă drepturi și libertăți care să le fie realmente acordate și nu doar pe hârtie. Deci, asta sunt chestiunile de fond. Cu privire la procedură, chiar și din reacția capitalelor occidentale, membrele Uniunii Europene, fie directă, fie prin pe surse, diplomații tradiționali care dau pe surse, fie prin relatările presei internaționale, a apărut un lucru foarte clar. România nu a jucat, sau în sfârșit, nivelul de reprezentare politică, pentru că la noi instrucțiunile au venit de sus. Nu a jucat predictibil. Și aici a fost problema foarte serioasă. Pentru că una este să știe partenerii tăi și să fie informați la nivel politic înalt, serios, că pentru noi chiar este o problemă această chestiune, să o știe dinainte, cu mult timp înainte, și să fie existat un lobby de susținere. Și alta este să vedem ce s-a întâmplat și să mai citim și interviul prin presa românească dată de ministrul de externe, care spune, nu, n-am discutat cu partenerii occidentali. E o gravă eroare. Astfel de chestiuni, când, cum se spune, fructul este copt, după un proces extrem de laborios, extrem de complicat și delicat, capitalele europene s-au pus într-un final de acord pentru acordarea statutului de candidat, în plină reuniune să se lovească de acest obstacol ridicat de România. Lipsa de predictibilitate în politica externă și mai ales între parteneri este un păcat foarte serios în politica externă și ăsta este un punct de criticat și de îndreptat pe viitor, pentru că asta nu înseamnă să nu ne susținem interesele, nu înseamnă să nu fim activi, dar trebuie să știm să o facem. Deci dumneavoastră credeți că vor fi urmări? În orice caz a apărut un sentiment de nu știu dacă fundamentală neîncredere, dar semne de întrebare cu privire la modul în care diplomația românească și mai ales nivelul politic, pentru că nu vă ascund, în ultima săptămână am primit tot felul de vizite de la tot felul de ambasadori acreditați la București, de la tot felul de semnale din exterior. Lumea a încercat să înțeleagă de ce s-a întâmplat treaba asta acum neanunțat. Oricâte explicații am încercat să dăm, lipsa de predictibilitate la un moment dat face să plătească statul care nu acționează inteligent la nivel de conducere. Ori, însă și timpul va trece, vom reuși să ne repoziționăm, vom avea o dezbatere și în Parlament cu privire la acordul de asociere a Serbiei la Uniunea Europeană, pentru că asta trebuie ratificat înainte ca Serbia să înceapă efectiv negocierile de aderare. Și noi în Parlament deja am gândit o soluție, o clauză care să ne permită un control, dar în interiorul proceselor firești de negocieri viitoare.
L-ați chemat mâine, noi trebuie să învățăm din această experiență. L-ați invitat mâine pe, dacă nu mă înșel, pe ministrul de externe, Cristian Diaconescu, în fața Comisiei de Politică. Da, l-am invitat pe ministrul de externe și pe șeful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni la o audiere în fața Comisiilor de Politică Externă reunită, pentru că trebuie să discutăm câteva din aspectele astea pe care acum le discutăm doar prin intermediul televiziunii, dar de o manieră mai aprofundată, pe cât posibil profesionist, astfel încât să putem să coordonăm acțiunea statului român în viitor și pentru sprijinirea Serbiei, ce înseamnă interese foarte serioase, și pentru sprijinirea intereselor legitime ale minorității române din Serbia. De pentru asta trebuie să lucrăm articulat, trebuie să lucrăm instituțional, coordonat și să ia în considerare anumite aspecte și chiar critici pe care noi la nivelul Parlamentului le putem formula. Dacă ați observat, noi ne-am abținut de la o anumită retorică, tocmai pentru a nu intra, a nu fi acuzați că intrăm într-o logică de politică internă și bătălie politică într-un moment important. Dar asta nu înseamnă că n-au fost carențe și nu înseamnă că nu trebuie discutate într-un cadru parlamentar firesc democratic pentru a evita astfel de episoade nefericite în viitor. Domnule Baconschi, am simțit că voia să dați o replică la un moment dat. Cred că dezbaterea în comisiile de politică externă ar trebui să fie un bun argument pentru ca parlamentarii opoziției să-și reocupe scaunele în hemiciclu și să redea vieții parlamentare din țara noastră normalitatea pe care o merită. Domnule Corlățean, mai vreți să mai spuneți ceva? Da, un lucru foarte, foarte clar. Noi am spus-o și avem motive realmente fundamentale și fundamentate pentru acest protest parlamentar, dar am spus-o că pentru ceea ce înseamnă interesele majore ale României, ale statului român, vom ști să fim prezenți. Așa cum am știut să găsim modalitățile de a audia ambasadori, pentru că ei reprezintă statul român în exterior și vom audia o parte dintre ei mâine, așa cum am știut să ne batem pentru interesele României legate, iată, și de interesele regionale, dar și de situația românilor, vom fi prezenți mâine și vom încerca să deblocăm. Așa cum am spus că suntem atașați de semnarea și sprijinim semnarea tratatului de guvernanță fiscală și o viitoare ratificare, știm să le facem. Dar în același timp, în jocul democratic intern, este nevoie de un respect real pe care această putere ar fi trebuit să-l acorde și încă nu știe să-l acorde opoziției și mai ales privilegierii dialogului real. Acum mi se pare că, din păcate, este destul de târziu, dar însă și poate învățăm pentru viitor. Domnule Titus Corlățean, mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune și pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Rămân pentru ultimele minute ale emisiunii pentru o discuție despre politica internă, despre PDL și mișcarea populară cu prim vicepreședintele PDL, domnul Teodor Baconschi. Ce se întâmplă cu mișcarea populară? O faceți la nivel de județ, am văzut, după ultimele evoluții de ieri. Ați constatat că s-a aprins o dezbatere în sânul PDL pe această temă, au existat opinii contrare, discuția s-a purtat transparent și democratic. Sunt mulțumit că în urma Colegiului Director Național reunit la Parlament duminica trecută s-a votat pur și simplu această desenare de jos în sus a mișcării populare, deocamdată ca opțiune posibilă de asociere în vederea maximizării rezultatelor la alegerile locale din luna iunie. Însă faptul că votul n-a fost foarte strâns, ci mai bine de 50 de lideri locale ai PDL, dintr-un total de 60 și ceva, s-au exprimat în favoarea acestei libertăți de asociere și totodată de coagulare a forțelor de centru și centru-dreapta la nivel local, spune multe despre apetitul de primenire, schimbare și dinamică din interiorul acestui partid. Nu sunteți puțin dezamăgit pentru că erați, din câte știu, pentru crearea acestei mișcări populare la nivel central, adică să nu fie așa pe bucăți? Cred că obiectivul de etapă este câștigarea sau obținerea unui scor cât mai bun la localele din iunie. E vorba de un proces. În mintea mea, Mișcarea Populară este o platformă de coagulare a forțelor responsabile de centru-dreapta din România
și ea va dura ceva mai mult timp, nici măcar nu mă imaginez ca instrument de lucru în orizontul unui an electoral, cum este 2012. E nevoie de o refacere a dreptei românești și sunt convins că toți actorii politici responsabili vor găsi soluția și de a se reconcilia și în același timp de a participa la această construcție extrem de necesară, mai ales după ce am tras cu toții învățămintele de bază ale crizei economice. Și pe cine vedeți în Mișcarea Populară? Pentru că s-a vorbit despre domnul Becali, despre, nu știu, unii vorbeau despre domnul Diaconescu, PNCCD-ul sau o aripă condusă de Aurelian Paverescu. Acești oameni încarnează pentru dumneavoastră idei, valori, principii? Există două viziuni asupra Mișcării Populare. Una idealistă, promovată mai cu seamă de celebri intelectuali din sânul Partidului Democrat Liberal. Vă numărați vreme vreme, adică sunteți un intelectual. Pe această variantă, sigur că ne visăm cu toții la o construcție politică cât mai credibilă, alcătuită din forțe de centru și centru-dreapta necompromise și care ar putea contribui împreună la o guvernare responsabilă, mai ales acum când nu mai avem dreptul și nu ne mai putem asuma riscul de a repeta erori de politică economică petrecute până nu demult în România și care ne-ar fi expus la riscul unui colaps de tip grecesc. Însă, de partea cealaltă, sunt colegii noștri mai hârșiți în lupte politice și care ne spun politica se face pe voturi, câștigă și conduce bine o țară, acela care adună cât mai multe voturi. Prin urmare, alianțele pragmatice nu trebuie excluse, geometria lor diferă de la un județ la altul. Însă, cred că pentru viabilitatea de pe termen mai lung a Mișcării Populare, e bine că ea începe de jos în sus. Asta nu înseamnă că cineva în capitală, la vârful partidului, a dat un ocaz și toată lumea s-a conformat. Încă o dată spun, dezbaterea a fost liberă. Apreciez faptul că președintele partidului și colegii mei din Biroul Permanent Național nu au băgat nimănui călușul în gură. S-a votat democratic după ce s-a făcut o analiză SWOT cu puncte tari și slabe ale ideii ca atare. Mișcarea Populară începe să prindă conturi la bază în județe și sunt convins că societatea însă își va reacționa pozitiv, că se vor adăuga acestei dezbateri și forțe civice și forțe antreprenoriale interesate de continuitatea unei guvernări de dreapta. Vom avea ocazia să mai discutăm despre asta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Teodor Baconschi, mulțumesc și domnului Titus Corlățean pentru că a fost alături de noi. Urmează jurnalul cu Liana Alexandru și apoi jurnalul de noapte cu Cosmin Prelipceanu. Ne revedem mâine la aceeași oră. Toate cele bune!